Bună seara, bun găsit la Spor. Fotbaliștii Severinului vor încerca vineri seara să obțină prima victorie din deplasare în acest sezon competițional. Echipa pregătită de Geri Gane speră să dea lovitura în confruntarea de la București cu Rapidul. Oltenii sunt încrezători că pot bifa primul succes după ce au câștigat derbiul suferinței cu Iașul, dar și datorită faptului că giuleștenii vor juca fără spectatori. Duelul cu Rapid București pare a fi ocazia perfectă pentru severineni ca să pună cifra 1 în dreptul victoriilor în deplasare. Severinul trece printr-o formă bună după ce a ieșit învingătoare din derbiul suferinței cu Iașul, în vreme ce rapidiștii, supărați că au restanțe de câteva luni, au amenințat că nu se vor prezenta la jocurile programate în campionat și chiar au fost aproape să-și ducă planul la capăt în deplasarea trecută de la Viitorul Constanța. Principalul severinenilor simte că poate profita de aceste aspecte și vrea să nu rateze oportunitatea de a se întoarce cu puncte din Giulești. O deplasare în Giulești, întâlnim un adversar care în ultimul timp a avut destule probleme. Aici mă refer și am văzut că nu s-au antrenat, nici ei nu au o situație financiară foarte bună, echipa în insolvență, dar totodată sunt de apreciat pentru că chiar cu atâtea probleme au jucat. Au jucat și au făcut-o foarte bine în ultimul timp. Au făcut un meci bun contra Stelei, au câștigat la Viitorul. În ciuda tuturor problemelor, este o echipă care joacă fotbal. Jucătorii lui Marian Rada nu vor beneficia de aportul publicului după incidentele de la meciul cu Steaua, aspect pe care severinenii vor să-l transforme într-un avantaj. Nu vom juca cu spectatori, poate să fie un plus pentru noi, pentru că eu știu ce atmosferă este în Giulești. Am petrecut o perioadă de timp acolo ca jucător. Dar în schimb pot să spun că am amintiri frumoase, pentru că a fost debutul meu ca antrenor și am câștigat cu 3-0 acolo la Universitatea. Ca jucător am avut meciuri frumoase acolo, toate meciurile contra Rapid sunt meciuri frumoase. Sigur, nu avem parte de atmosfera care o creează spectatorii de acolo, dar totodată poate să fie în avantajul nostru, pentru că conectarea și ceea ce ne propunem noi și faptul ce presiune fac ei la Rapid poate să fie un avantaj. Asta trebuie să-l transformăm foarte bine în puncte, pentru că nu mai avem alte alternative. Mai sunt 7 etape, băieții sunt foarte bine motivați, am redus distanța, sunt 4 puncte, așa că următorul pas care îl avem acest meci, sper să ne întoarcem de data asta cu puncte și să mai facem un pas și mai mare. Joi la prânz, lotul oltenilor a plecat către capitală. Gane nu va putea conta nici la jocul cu Rapid pe Adi Olah, în continuare accidentat. Meciul Rapid CS Turnul Severin va fi transmis vineri de la ora 21:30 în direct pe postul Digi Sport. Ultimul rezultat pozitiv obținut în deplasare de severineni a fost în primul meci de după pauza de intersezon la Chiajna, atunci când Florin Costea a marcat pentru un egal prețios la acea vreme. De atunci au urmat 3 deplasări, din care CS Turnul Severin a ieșit învinsă și totodată nu a izbutit nici să marcheze. Dacă în acest retur Severinul este una din formațiile de temut pe propriul teren, după cele 3 victorii și un egal, problema rezultatelor slabe din deplasare nu a fost rezolvată. De altfel, într-un clasament al jocurilor din deplasare, CS Turnul Severin este pe penultimul loc. Severinenii au punctat o singură dată meciurile din deplasare disputate în 2013, la Chiajna, de unde a reușit să plece și cu singurul punct obținut pe teren străin în acest an. Antrenorul Gane este conștient că pentru a emite pretenții la un rezultat bun în Giulești, este nevoie neapărată ca elevii săi să înscrie cel puțin un gol. Acasă am făcut meciuri foarte bune, conectarea și atitudinea băieților a fost bună, în schimb în deplasare nu am reușit să luăm decât un singur punct la Chiajna, când am și marcat. În discuțiile avute cu jucătorii, e clar că atunci când vrei să iei puncte, mai ales afară, puncte, trebuie să dai goluri. Iar noi trebuie să mergem în Giulești cu dorința de a câștiga, dar și cu dorința de a marca. E foarte clar și sper să fi înțeles foarte bine ceea ce am discutat cu ei, mesajul meu. Iar vineri de la ora 9:30 să marcăm goluri ca să putem lua puncte din Giulești. Gane spune că un eventual succes în Giulești ar face ca obiectivul de salvare să nu mai pară așa de greu de realizat. Cu siguranță că va fi un meci frumos, un meci deschis și îmi doresc foarte mult și eu și băieții ca după acest meci să avem o distanță mai mică de celelalte echipe și să profităm la următoarele meciuri, să depășim ușor-ușor această perioadă și să trecem peste linia care dorim, mult visată, să nu de zona retrogradării. Cu 7 etape înaintea finalului stagiunii, Severinul se află pe locul 16, la 4 puncte de prima echipă aflată deasupra liniei retrogradării. Agentul șef Paul Feroiu din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți a reușit să acapareze podiumul la Campionatul Național de Unified al structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Polițistul a reușit să se întoarcă de la competiție cu 4 medalii.
de când ai crescut. Să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți are cel mai bun polițist luptător din țară. Zilele trecute la Bacău a avut loc o nouă ediție a Campionatului Național de Unifight, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, la care au participat 50 de sportivi din țară, polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri. În competiție s-a înscris și agentul șef Paul Feroiu, care este recunoscut în întreaga țară pentru abilitățile sale în sporturile de contact. Și de această dată, omul legii din cadrul IPJ Mehedinți a dat un randament aproape perfect. La Bacău acum am luat locul întâi cu Inspectoratul General al Poliției Române, deci locul întâi pe echipe, locul întâi la finala de full, unde am participat, cum v-am spus, cu colegul meu și bunul meu prieten, am avut finala de la Poliția de Frontieră, iar la celălalt stil am luat locul 3. Mai mult de atât, sunt mândru că am obținut și premiul special pentru cea mai rapidă victorie în finală. Interesant este faptul că ultimul act al competiției de full contact a fost 100% mehedințean. Paul Feroiu de la IPJ Mehedinți și Vlad Oliver de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, doi prieteni foarte buni în timpul liber, s-au luptat pentru titlul național la categoria plus 85 de kilograme. Sunt fericit că încă o dată am putut să aduc rezultate foarte bune pentru Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți. Mai mult de atât, chiar anul acesta a fost o bucurie în plus, deoarece finala am avut-o cu cel mai bun prieten al meu de la Poliția de Frontieră, tot din Severin. Și asta denotă că la Severin acest sport a prins foarte bine și se practică foarte bine. Fiind și un sport în care se implică toată pregătirea militară, cred că este un aport remarcabil pentru poliția din Mehedinți. În ultimii ani, agentul șef Paul Feroiu culege roadele unei munci începute de aproximativ 30 de ani. Pe plan național domină toate competițiile de Unifight, lucru care l-a ajutat să fie cooptat în lotul României pentru campionatele mondiale din Rusia. Anul trecut, când am reușit să mă calific la campionatul mondial în Rusia, unde am reprezentat Ministerul de Interne, și cred că rezultatul obținut acolo în primele 10 echipe, pentru că am luptat pe echipe, din fiind campionatul mondial, deci s-a concurat aproape 100 de echipe, eu cred că este unul meritoriu. Universal Fight, prescurtat Unifight, este cea mai nouă competiție marțială, un sport care îmbină deopotrivă tehnici militare și stiluri de luptă tradiționale. Atât din sport pentru astăzi, sunt Claudia Șontea, cu alte știri vă aștept și mâine. Până atunci vă doresc o seară frumoasă, la revedere!